Bună seara! Guvernul interimar are puteri limitate, nu poate să ia o serie de măsuri așteptate și importante, nu poate să dea ordonanțe de urgență, nu poate să inițieze proiecte de lege, nu poate să inițieze politici noi sau să ia măsuri cu efecte asupra bugetelor viitoare. Așa încât avem acum câteva proiecte importante care sunt practic blocate, de exemplu proiectul de lege care vizează vaccinarea sau testarea obligatorie a bugetarilor și știm că s-a pregătit inclusiv o ordonanță de urgență pentru angajații din centrele rezidențiale, apoi s-a făcut acel proiect de lege care viza pe angajații din sănătate și de la MAI. Ei bine, nu a fost aprobat acest proiect de lege în ședința de aseară, așa încât acum nu mai poate fi aprobat acest proiect până când nu vom avea un guvern cu puteri depline. De asemenea, o altă măsură discutată și de asemenea importantă este cea care vizează compensarea facturilor pentru companii, acele companii mici și mijlocii care nu au puterea de a absorbi această creștere accelerată a prețurilor din energie. Pe lângă consumatorii casnici, guvernul spunea că va ajuta și aceste companii. Ei bine, n-a apucat să le ajute, iar acum această măsură este blocată. Asta înseamnă că micile companii ar putea fi nevoite să crească prețurile produselor și serviciilor pe care le realizează pentru că le-au crescut costurile, iar asta înseamnă practic costuri mai mari la produse în condițiile în care știm inflația este deja foarte mare. O altă măsură de asemenea care ar putea fi afectată de situația actuală se referă la Planul Național de Relansare și Reziliență. E nevoie de o ordonanță de urgență și o hotărâre de guvern după ce PNRR este aprobat de Consiliul Uniunii Europene, însă guvernul interimar nu poate face acest lucru. Asta înseamnă că am putea să nu mai primim cele câteva miliarde de euro care ar fi trebuit să vină luna viitoare, așa cum a anunțat Florin Cîțu săptămâna trecută când s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene. Sunt doar câteva exemple ale efectelor negative pe care acest interimat de la Palatul Victoria le are asupra oamenilor, asupra românilor și asupra economiei, însă ar putea să apară și alte efecte pe măsură ce această perioadă de interimat se prelungește și vă reamintesc, nu există o perioadă fixă în care guvernul să rămână interimar. Au fost situații în trecut când guverne interimare au stat chiar câteva luni. Așteptăm însă să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare, dacă vom avea totuși un scurt timp cu un guvern.